scria. Scria, domnule, patru ori pe noapte. Și în memorie scrie cu cine făceam, cu cine mâncea. Și am încercat și eu să mă învăț patru ori pe noapte și nu cred să o primim. Eu știu de ce. Ce vezi fac din soare, iată-l că primim. În temelie. Vă rog, vă spun prieten cu Ștefan Baci, un alt lucru care are un memorie pentru mine. Da. Asta, de asta l-a făcut din roieu din el. Și până în prezent la catedrală, dacă veți merge, vedea că foarte mult din el. Nu mai la... În genul față România, la Ședință, nu fie la Ședință. Nicola numărul 8 știe, acum am înțeles, care are peste 100 de ani de evolat. Și până în prezent, atelierul lui chiar de lucru, s-a făcut muzeu, atelierul de lucru. Și ce mai important, ceea ce vreau eu să menționez, dacă îmi dă voie, domnul Eugen, o chestie foarte importantă. El a scris un testament. Căutați testamentul. Deci ce testament frumos a lăsat el? Excepțional de gândit și trebuie să facă. Tot. Și testamentul lui zice așa. Din vânzări că l-a scris el. Atent, din vânzări ce a făcut cărți care vor vinde. Nu a dat dreptul de autor Mătușa Ioana sau la un verișor sau la un nepot cuiva. Rămân fundație Bărtolomeu Lana și din vânzările care îți fac, banii care îți strâng, să ajute studenții, doctoranții, săraci, care au capacitate să învețe. Să ajute să învețe, să dați burse. Deci, cultivii tineretul. O ajuns, o înțeles la vârsta lui că noi trebuie să investim în tineret. Să formăm oameni de biserică care să ne susțină în continuare. Da. Testamentul îl găsiți în călăuza familiei. Domnului Petru Cercov, este testamentul părintelui Bartolomeu, acolo. Deci, lucrurile care noi avem ce învăța, avem ce prinde din toate activitatea lui. Eu cred că e puțin o țară și ați oameni să judecăm în sens pozitiv o asemenea personalitate.